Doamna Victoria Chelanu are, este așteptată de cei de la Vecuția de Rău, și ar fi bine să meargă la aeroport. Am înțeles și o să, puntele 45 vor veni mai în față. Vor veni punctele 1 și 2. Punctul 3, aprobarea procesului verbal și ordinare din data de 25-a 3-a. Punctul 4, informare privind finalizarea litigiilor între municipiul Bacău în contradictoriu Consiliului Județean Bacău și CE Transport Public. Punctul 5, proiectul de hotărâre privind acordarea premiului excelență domnului Chim Radu Gabriel, preot paroh al Bisericii Sfântul Andrei Criteanu, președinte Asociației Naționale a Copiilor Sus din România. Punctul 6, proiectul de hotărâre privind cadrul organizației anuale a TOP către Asociația Națională către ANATOP. 7. Proiectul de hotărâre privind stabilirea operativă de amploare a modalității de gestiune a activității de administrare celui 2, din proiectul realizat prin proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în Județul Bacău. Punctul 8. Proiectul de hotărâre privind restituirea terenurilor luate în administrare legătură de Consiliul Județean în vederea închiderii depozitelor de deșeuri neconforme prin proiectul Sistem Integrat de Management. Punctul 9. Proiectul de hotărâre privind intrarea în domeniul public al Județului Bacău în urmă bunuri realizate prin proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor. Punctul 10. Proiectul de hotărâre privind înființarea serviciului public de administrare a sistemului integrat de management al deșeurilor. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnico-economic pentru realizarea obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare DJ-119 la Ciucani, comuna Răcăciune, între kilometru 25 și kilometru 27. Punctul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea privirii licențelor de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public de țean de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier. 13. Vacantarea mandatului de consilier județean al domnului Bostan. 14. Proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al doamnei Mereacă Emiliana. Și punctul 15. Sunt de diverse. Dacă sunt observații la ordinea de zi. Dacă nu o supun aprobării, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Unanimitatea a fost aprobat. Aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 20 milioane lei. Este, vă reamintesc doar că gradul de îndatorare a Consiliului Județean la această dată este de doar 8,2%. Obiectivul pentru care luăm acest credit este unul asupra căruia ne-am pus de acord că este prioritar. Dacă sunt observații la acest proiect. Dacă nu supun aprobării, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, unanimitatea a fost aprobat contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 20 milioane lei. Aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță actualizate pentru Consiliul de Administrație la Regia Autonomă Aeroportul Internațional George Enescu. Înțeleg că ați avut discuții în comisie. Dacă sunt observații la acest proiect. Dacă nu supun aprobării, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, unanimitate. Cred că obiectivul cel mai important este să menținem același trafic de pasageri, să fim în continuare cel mai important aeroport la nivelul regiunii de Nord-Est. Asta în paralel cu modernizarea aeroportului. Mergem mai departe. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 25 martie. Dacă sunt observații, dacă nu supun aprobării, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, cu unanimitate a fost aprobat procesul verbal al ședinței precedente. Următorul punct, finalizarea litigiilor dintre municipiul Bacău prin primar, în contradictoriu cu Consiliul Județean Bacău și CE Transport Public, ce au ca obiect anularea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului deținut de CE Transport Public și a hotărârii Consiliului Județean numărul 77/2009. Cel puțin o treime dintre consilierii din această sală, actual consilier, dacă nu mai mult, erau fie consilier local la municipiul Bacău, fie consilier județean la momentul 2009. Este o prezentare a litigiului din instanță, pentru că acest litigiu a durat aproape 7 ani. Nu îl prezint ca pe o victorie a Consiliului Județean, pentru că nu poți vorbi în termeni de câștig sau de victorie, chiar dacă a fost confirmat punctul de vedere al juriștilor din Consiliul Județean de la acel moment și din acel moment. De ce spun că nu este o victorie și nu trebuie prezentat ca o victorie sau ca un câștig? Pentru că n-a câștigat nimeni.
într-un demers, îndrăznesc să spun, exclusiv personal, și aici este gravitatea lui, părerea mea, au avut de pierdut foarte mulți. Au avut de pierdut, evident, în primul rând, și nu trebuie să ne ferim, Societatea de Transport Public, care n-a putut să încheie tranzacția pe care o avea pe hârtie cu un agent economic din Germania. Și evident că volumul investițiilor pe care Transport Public urma să le facă în următorii ani a fost puternic și vizibil influențat și de calitatea condițiilor din transportul public, până la urmă, cel care suferă este cetățeanul. N-a câștigat nici primăria Bacău, care, în afara faptului că a cheltuit sume importante pe fel de fel de onorarii de avocați, timp de 7 ani, a pierdut și taxarea și impozitarea unui important agent economic sau unei importante afaceri la nivelul municipiului Bacău și, implicit, s-au pierdut și niște locuri de muncă. Și, evident, că a pierdut și Consiliul Județean Bacău, nu în ultimul rând, pentru că, timp de 7 ani, Direcția Juridică, Secretarul Județului, au bătut drumul la Sibiu, la București, ca să explice ceea ce au explicat atunci tuturor. Primăriei municipiului Bacău, organelor statului care au verificat această situație aici la nivel local, primarului municipiului, Consiliului Județean, consilierilor locale, atunci când s-a făcut plângerea prealabilă și răspunsul la plângerea prealabilă. Deci o uriașă risipă de energie umană, de eforturi, de cheltuieli, pentru a ajunge în același punct, practic. A constata că legalitatea... Nu, mulesc nu mai puțin. Pentru a constata că legalitatea unui document eliberat de Consiliul Județean în mai 2009 nu ar fi trebuit pusă sub semnul întrebării. Și poate nici aceasta nu ar fi problema că a fost pusă sub semnul întrebării, toate acestea la, sub această mască a protejării domeniului public și a construcției de fel de fel de obiective. Vă amintiți că după ce se câștiga acest proiect de către primăria, proces de către primăria Bacău, se vindea terenul, se luau vreo 10 milioane de euro, se termina spitalul, se făceau creșe, grădinițe, școli, totul foarte frumos împachetat, dar de fapt, cred că 3 sferturi din această sală știu ce se întâmpla cu adevărat. Era o șicanare evidentă a Societății de Transport Public și pregătirea unor lozinci electorale pentru campaniile ce aveau să urmeze. De fapt, acest subiect a fost foarte des plimbat prin gură de către primarul de la acea vreme, Stavarache, în fel de fel de campanii, că va lua acel teren și va vinde și va face și va drege. Cu acești, subliniez, cu acești bani virtuali pe care i-a fi încasat primăria Bacău. Nu este de trecut cu vederea că au fost sizate fel de fel de instituții ale statului legate de această speță. Nimeni nu a infirmat punctul de vedere al juriștilor din Consiliul Județean. Fac această informare și pentru a ști că, totuși, ce mai face Direcția Juridică și Secretarul Județului, a vă mai informa că niciun litigiu cu Primăria Municipiului Bacău nu a fost pierdut, deși au mai fost și altele. A trage o concluzie ce s-ar fi întâmplat dacă, de exemplu, la momentul când au atacat de aceeași manieră Biblioteca Județeană sau regimul juridic al Bibliotecii Județene, probabil că Biblioteca Județeană nici astăzi n-ar fi fost modernizată. Tot așa, o țineam vreo 6-7 ani în litigii ca să aflăm că biblioteca era de drept a Consiliului Județean. Dar ea nu mai putea fi modernizată pe Banca Mondială. Și atunci am avut pârghiile ca să putem gestiona și să putem emana o soluție de comun acord, dar ea profund incorrectă. Pentru că ce a făcut primăria atunci cu acea revendicare a Bibliotecii Județene nu s-a chemat altceva decât șantaj. Noi eram în plină derulare a unui proiect cu fonduri europene pe Banca Mondială și evident că o contestare în instanța regimului de proprietate atrăgea suspendarea finanțării. Am spus-o și atunci, unii râdeau, alții se hilizeau, alții nu interveneau la microfon. Trebuie să știm aceste adevăruri că, și spun acest lucru pentru că suntem la mai puțin de 2 luni de probabil anumite schimbări profunde în administrația publică locală,
Și e bine ca cei care vor avea funcții de decizie, 1, 2, primari, viceprimari, președinți, vicepreședinți, să nu mai genereze asemenea conflicte sub această mască a protejării domeniului public, angajând bugetul public pentru fel de fel de onorarii de avocați și ca să aflăm peste 7 ani că ceea ce au spus niște juriști ai Consiliului Județean la acel moment era corect. Evident că cineva aici ar trebui să intervină și vis-a-vis de aparatul juridic din primărie, și vis-a-vis de cei care au semnat aceste hârtii în instanță, nu surprinde pe nimeni că toate aceste demersuri scriptic nu au fost făcute de cel pe care le-a impulsionat din spate de către domnul Stavarache, ci au fost făcute de către viceprimarul de la acel moment, domnul Dragoș Juchiar. Și sigur că sunt 3 variante aici. Ori a semnat ca primarul și nu l-avantajează deloc pe această ipostază, ori a semnat impulsionat de domnul Stavarache și tot nu l-avantajează această ipostază, ori a semnat din convingere și atunci ar trebui măcar să spună că a greșit, pentru că o greșeală recunoscută e pe jumătate iertată. Oricare din aceste 3 ipostaze nu îl onorează, cu atât mai mult cât evident că are șansa dânsului de a ocupa poziții în administrația publică locală și dacă așa vom continua cu asemenea demersuri, de a merge în instanță știind de la început că pierdem, eu sunt convins că știau de la început că pierd, dar au pus pe drumuri timp de 7 ani și o instituție publică și o societate comercială și au și compromis investiții, taxe și impozite locale și locuri de muncă. Nu putem nu putem, cred că, să-i dăm înainte în municipiul Bacău și în județul Bacău cu asemenea demersuri. Cu atât mai mult cât sunt litigii, vedeți, care vizează legalitatea. Nu ne certăm aici pe fel de fel de strategii, pe fel de fel de viziuni care le avem, care mai interesante, ci pe chestiuni legate de legalitate. Și aici vedeți confruntarea între două echipe juridice, două opinii total diferite, dar eu sunt convins că cei de la primărie, salariații, cei de la direcția juridică, au fost, practic, trăiți într-o speță în care știau că n-au dreptate și așa au considerat cei care conduceau administrația PNR la acel moment, că așa trebuie să funcționeze. Și aici nu mai putem spune că nu mai putem da răspunsul ca în urmă cu câteva zile legate de modernizarea secției de pediatrie. Că vezi, doamne, Consiliul Județean și-a blocat investiția. O să insist și pe acest subiect. Nu știu care va mai fi. Probabil că cei de la primărie vor mai născuți și aici un răspuns pe această speță cu transport public. Eu îi sfătuiesc să nu mai dea niciun răspuns, să-și recunoască greșeala, eventual să-și dea și niște sancțiuni între ei acolo. Vorba poporului spune altfel. Onorată instanță, recunosc că am fost un dobitoc. Cam așa e și aici, pe scurt. Dar ca să vorbim de pediatrie, la pediatrie, oameni buni, această problemă pe care ați văzut-o, ridicată de Consiliul Județean, datează de un an. De un an, primăria municipiului Bacău nu recunoaște că au un buc făcut cu picioarele și cu multe greșeli. Aceste discuții există la nivel de director de spital, secretar, aparat din primărie, de cel puțin 7-8 luni. Și dacă nu era mass media, probabil că mai trenau această problemă. Acum constat că încearcă să ne steileze o soluție. Ar fi bine să găsească cât mai repede. Pucul acela mai are greșeli și în alte aspecte. Au declarat spații destinate învățământului școli. Le-au declarat în pug spații de locuit. Încearcă să le corecteze acum prin ședințe de Consiliu Local. E foarte bine că o fac și rămâne cum a stabilit în urmă cu 2 săptămâni. Eliberați mai repede autorizația de construcție pentru modernizarea pediatriei, astfel încât să finalizăm acest obiectiv
până la sfârșitul acestui an și nu mai să-i las fel de fel de răspunsuri. Mi-ar face plăcere să cred că răspunsul primăriei care este prezentat de domnul Dragoș Guchian nu este ceea ce crede dânsul sau nu este declarația dânsului. Dacă este declarația dânsului, nu știu în ce calitate o face. Nu are niciun ram la primăria municipiului Bacău, dar încearcă să preia problemele pe care această instituție le-a creat de-a lungul timpului. Pentru că acest punct făcut cu picioarele în 2012, ne ținând cont de pusuri, ne ținând cont de nimic, nu numai că blochează investiția la pediatrie, a blocat și alte investiții în municipiul Bacău. Sigur că ar fi interesantă o poziționare foarte clară, nu pe Facebook și nu pe alte rețele de socializare, legate de tăierea numărului de patru. Tăierea numărului de patru oameni buni va afecta sănătatea județului Bacău în totalitatea ei, fie la nivelul municipiului Bacău, fie la alte localități din județul Bacău. 104 tăiate la județul Bacău pot însemna 4 tăiate la Spitalul Municipal, pot însemna 4 tăiate la Unești, la Muinești, la Comănești sau la Cluj. Dacă nu se vor lua poziții clare în instanță pe acest subiect, evident că s-ar putea să ne trezim la nivelul județului cu 104 tăiate. Aceste forme de protest teribile pe care le constatau unii dintre cei care părăsesc sala, ar fi fost bine să le aibă la momentul când au pus bazele privatizării la apă canalul Unești, ar fi fost bine să le aibă în momentul când au răspuns pe problema transportului public, ar fi fost bine să le aibă în momentul în care s-au opus vânzării cabinetelor medicale către medicii de familie, ar fi fost bine să le aibă în momentul în care am ridicat problema terenurilor de la spital. Au fost foarte multe momente în care, din păcate, consilieri județeni și consilieri locali de la PNL ar fi putut să vorbească sau să voteze altfel și nu au făcut acest lucru, ba din potrivă. Chiar dacă mă amintesc bine, pe subiectul transportului public au preferat să stea sechestrat în fel de fel de birou. Și acum au fel de fel de forme din astea de protest, care mai de care mai ciudate, dar penibile pentru dânsii. Repet, e important să surprindem aceste aspecte, cu mai puțin de două luni înainte de schimbări importante din administrația publică locală. Și ca să nu mai pună nimeni aceste intervenții pe seama campaniei electorale, deși nu știu de ce ar trebui să le punem pe seama campaniei electorale, aș avea o rugăminte. Cine este reprezentantul Consiliului Județean la Centrul de Afaceri? Domnul Bejan, parcă, nu? Aș avea o rugăminte să mergeți să-l întrebați pe domnul manager Pricopie dacă are un contract pentru încheierea celor prisme din municipiul Bacău. Dacă are un contract de afișaj de ceva, pentru că acele prisme sunt de la o societate comercială cu acționariat Consiliul Local Bacău și Consiliul Județean Bacău și sunt afișate fel de fel de mesaje electorale de ele. Sunt convins că nu există niciun contract în acest sens. Sunt convins că probabil se va face unul astăzi antedatat. Niciun fel de problemă. E bine să verificați acest lucru ca să nu se mai întrebe unii ce cu aceste discuții în campania electorală. Da. Deci, de la primăria municipiului Bacău, aștept eliberarea autorizației de construcție, aștept o poziționare în justiție, cu plângere prealabilă. Așa cum au știut să fac la transport public plângere prealabilă, vreau să facă și împotriva Ministerului Sănătății o plângere prealabilă, ca să evităm tăierea de patru la nivelul județului Bacău. Dacă sunt observații la această informare, vorbesc că sunt. Domnul Moldean, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru că ați menționat situația de la apă canalul Unești și eventuală responsabilitatea consilierilor județeni sau local PNL, cu toată dragostea, așa citând un comentator de pe la televiziune zilele noastre, vă impunez că la primăria Unești au fost primari care au depins de votul de PSD începând din 1994 și până acum. Majoritatea
Consiliul Local de Oneșteni, în toate mandatele din această perioadă, a deținut o PSD-ul. Dacă sunteți așa de îngrijorat, sau ați fi fost așa de îngrijorat de situația privatizării abortului la Unești, ar fi trebuit să-i determinați pe consilierii locali ai PSD-ului și primarii care au condus Oneștiul să rezolve această problemă, adică să reia în proprietate rețeaua de alimentare cu apă și canalizare în Oneștiul. Mulțumesc! Da, obișnuit să reacționați fără să vă informați. Privatizarea a fost făcută de FPS și șeful de la FPS tocmai aici, părăsit sala foarte superior, așa. Dânsul a făcut privatizarea în 98. Nu faceți responsabil nici cetățenii, nici consilierii s-a întâmplat atunci încoace. Reluarea în patrimoniu în domeniul public, reluarea și preluarea în domeniul public a instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare a stației de tratare la Onești, se poate face și de aproximativ un an și jumătate încoace de când Societatea Apa Canal a început să piardă procese în instanță definitiv și irevocabil. Aceste procese, domnul Olteanu, au fost inițiate în urmă cu ani de către acei primari, de către acei consilieri la care dumneavoastră faceți trimitere acum, superficial zic eu. De aproximativ un an au început să apară, ca și de deșeuri, sentințe definitive și irevocabile în instanță și legate de apă și canal la Onești. Și evident că acum se procede la evacuare, la înregistrarea Societății Apă Municipal. Fac ce trebuie să facă acum acești consilieri, dar nu vă faceți că nu știți că pentru a intra în posesia acelor utilități din domeniul public, asta se face prin hotărâre de instanță. Și nu vă faceți că nu știți că și Apă Canal și SEASA sunt două societăți care aparțin aceluiași om, întâmplător liberal la bază, și care pierdut toate procesele, definitiv și irevocabil, cu toate chichițele pe care le-a acordat și le-a inventat. Toate procesele au fost pierdute. Acum, administrația locală trebuie să treacă la treabă și să evacueze această societate de pe stația de tratare, de pe utilitățile de alimentare cu apă și canalizare. Pentru că știu foarte bine că așa se rezolvă lucrurile, vă cer să nu faceți responsabil consilierii liberali pentru situația de la Onești. Și vă aduc aminte că atunci... Dar unde m-ați de... spus pe mine să vorbesc de consilierii liberali la Onești? Ați spus că sunt consilieri locali și județeni care au forme de protest hilare. Da. La momentul de zero, domnul Băteanu, nu exista problema la Onești. Dacă atunci când s-a privatizat SC Unedil, nu erau privatizate și alimentarea cu apă și canalizarea, care sunt domeniul public al statului. În Constituție sunt prevăzute aceste lucruri și trebuie să se facă privatizat acele utilități. Deci dacă nu se greșea de acolo de la început, nu mai avea putea motiv de scandal în instanță. Ca să știți și dumneavoastră, de ce este problema, acolo a început, la 98 la privatizare. Și dacă nu știți, directorul FPS este consilier liberal, de mulți ani. Și ați dat și închis în birou când stau la chestia mea cu transportul public să-mi iasă din birou, să nu meargă să voteze cum s-au pus. Nu vă faceți că nu știți de bune, sau dumneavoastră poate că nu știți, dar sunt bune și așa că le știți. Și vă aduc aminte că în ședința în care a ieșit Oneștiul din ADIP, v-am atras atenția de atunci că această operațiune este făcută doar cu scopul de a amâna o decizie, doar cu scopul de a reuși județul să continue programul de management al... Vrea să piardă județul în cauza Oneștiului. Da, dar angajamentele luate atunci de Consiliul Județean nu au fost respectate. Dar respectiv, canalizarea nu s-a terminat la termen. Știți foarte bine, trebuia terminată în decembrie 2015. Nu s-a făcut niciun pas pentru a rezolva problema stației de epurare. Stăm iarăși în suspendați. Iată, vă spuneam de atunci că nu se vor face. M-ați asigurat. Eram consilier municipal atunci, m-ați asigurat că se va rezolva, iată că am avut dreptate, din nefericire. Sperăm că, măcar acum, la 12-lea ceas, să fie privată rețeaua de către municipalitate. Mulțumesc. Doamna Gerea, de ce a recepționat la Unești din acel angajament și ce recepționăm acum și ca într-o urmă două? Am avut un proiect pe informare, o localizare de 300 km aproximativ în cartierul la Catolic.
Da. S-a satul catolic. S-a făcut canalizarea, da, domnul consilier? S-a făcut? Da. Da? Este făcut. Dar nu s-a făcut la termen. Ce înseamnă la termen? Trebuia până în decembrie 2015. Domnul consilier, dar nu s-a făcut? Ce nu s-a făcut la termen, domnul consilier? Stai. Ce nu s-a făcut la termen? Nu s-a finalizat cu canalizarea. Când s-a recepționat? Canalizarea s-a făcut catolic? Când s-a recepționat, domnule? S-a făcut catolic, s-a recepționat în 2011. Pentru ce 7 ani. Înțeles, în 2011. Iar cealaltă pe Borzești, care se lucrează acum și se finalizează la Borzești, într-adevăr avea termen pentru decembrie, dar au venit. Nu, dar nu s-a zis până acum, domnul consilier, dacă e nemulțumit că nu s-a recepționat în decembrie, să facă cu plângere, nu e nicio problemă. Probabil o să aflăm așa de ce nu s-a recepționat. Domnul consilier, mai sunt și motive obiective pentru lucrarea se poate întârzia. Fie și canalizarea la Borzești. Ați văzut că strada Mircov putea fi făcută în constat de acum un an, în Bacău. De acum un an jumate, doi, dar nu s-a făcut, se face acum. Haideți, domnul consilier. Deci, canalizarea, domnul consilier, canalizarea în Satul Catolic s-a făcut? Da sau nu? Da. Canalizarea la Borzești se lucrează? E gata. Trebuie să o finalizeze, trebuie să o face recepția. Săptămâna viitoare e? Da. Recepția e recepția. Ați auzit, domnul consilier? Da. Așa. Stația de depurare? Stația de depurare nu este, domnul consilier. Rezolvați un litigiu juridic acolo și nu o să băgăm peste 10 milioane de euro de la Consiliul Județean pentru dumneavoastră să o folosească tot domnul Budeanu și dumneavoastră să vorbiți doar de la microfon. Domnul președinte, eu sunt deliberativ, nu sunt în execuție. Știu, știu. Dacă sunteți în deliberativ, deliberativ, atunci ce recunoașteți că s-au finalizat două obiective din trei. Referitor la... Nu vreți să facem stația de... Eu nu pun în discuție dacă sunt obiective sau subiective. Constat o întârziere. Nu vreți să-ți facă stația de epurare pe fondurile europene? Videa. Exact. Nu vedeți? Numai că dați-l tot de afară de acolo. Legal, bineînțeles. Trebuie să o facă majoritatea din consiliu, dar și pe exemplu. Mulțumesc. Alt de internet. Mai vedeți că mai există un litigiu între Adic și Crab. Împotriva naturii, atenție mare. Vreo 90 de miliarde se reclamă acolo între Adic și Crab. Tot așa, un consiliu de administrație predominant de membri liberali, sportivi, karatiști și judocani. Și Adic, un director care e desprins de realitate. Și se discută de 90 de miliarde, 2 milioane de euro. Aveți grijă și la acel proces, că trebuie și ăla, dacă se poate, să nu ajungeți peste 3-4 ani să constatați că avea dreptate Crabul. Știu că doar aceste lucruri, da? Și acum 7 ani când se spunea că se vor face spitale cu banii de la transportul public și se plătesc nu știu ce fel de datorii morale, atunci nu comenta nimic. Chiar era toată lumea foarte fericită de ce lider puternic au. Dacă mai sunt alte intervenții. Dacă nu, mergem mai departe. Plata cotizației anuale a TOP către ANATOP pentru anul 2016. Noi, premiul de excelență. Premiul de excelență, îmi cer scuze. Acordarea premiului de excelență domnului Chim Radu Gabriel, preot paroh al Bisericii Sfântul Andrei Criteanu, președintele Asociației Naționale a Copiilor Surs de România. Permiteți-mi să dau citirea expunerii de motive, pentru că ea chiar merită citită. Preotul Ichim Radu Gabriel, paroh al Bisericii Acoperământul Maicii Domnului, care poartă și hramul Sfântului Andrei Criteanu, este unul dintre oamenii minunați și darnici de lângă noi, care schimbă lumea din jurul lor. Domnul Ichim Radu Gabriel are 3 licențe universitare, Facultatea de Teologie, Facultatea de Istorie și Facultatea de Drept. 2 masterate în limbaj mimico-gestual și în drept internațional, dar și un doctorat în istorie pe teme religioase. Este lector universitar la Universitatea din Suceava și profesor de limbaj mimico-gestual la Școala Fuzicială Mihai Eminescu din Bacău, fiind singura persoană din județul Bacău acreditată de Autoritatea Națională a Persoanelor cu Dizabilități pentru acordarea asistenței de specialitate surdomute. Actualmente deține și funcția de președinte al Asociației Naționale a Copiilor Surzi din România. Acest preot inimos a strâns comunitatea de hipoacuzici în jurul bisericii sale, implicându-se cu ambiție și dăruire pentru a le ușura viața semenilor care, fără voia lor, nu se pot bucura de prețioasele daruri ale vorbirii și auzului. Venind în sprijinul celor peste 1025 de persoane cu deficiențe de auz și de vorbire din întreaga Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, preotul Ichim Radu Gabriel a construit, cu banii familiei, un lăcaș de cult, a proiectat un azil și o școală specială pentru hipoacuzici. Biserica, construită inițial ca un lăcaș de cult pentru persoanele cu deficiențe de auz,
are acum din ce în ce mai mulți enoriași. Slujbele Părintele Gabriel au schimbat radical percepția oamenilor, atât a celor cu deficiențe de auz, cât și a celor auzitori, față de viață, față de societate și chiar față de atitudinea pe care trebuie să o avem pentru semenii noștri. Pe lângă serviciile duhovnicești oferite și în limbajul limbic gestual, Părintele Gabriel răspunde tot timpul cu promptitudine nevoilor sufletești ale enoriașilor săi, ajungând să fie cunoscut și la nivel național. Unele dintre liturghiile ținute de preotul Ichim Radu Gabriel sunt prezentate și de televiziunea națională. Pe plan cultural educațional a amenajat un centru de recreere pentru persoanele hipoacuzice, dotat cu computere și camere web, unde cu copii cu dizabilități învață să utilizeze calculatorul. A sponsorizat Asociația Surdomuților Bacău pentru că membrii acesteia se face la concursul de pescuit organizat la Constanța, Turcia, Galați, precum și la Campionatul Național de Fotbal organizat la Bacău și în alte localități. Pe plan social, a sprijinit și a ajutat persoane hipoacuzice în relația lor cu instituții ale statului, dar și în diferite probleme financiare. De asemenea, în colaborare cu Poliția Română, întreprinde acțiuni filantropice de ajutorare a copiilor surdomuți cu ocazia sărbătorilor creștine în localitățile Bacău, Molinești, Constanța, Onești, Piatra Neamț și Roman. Activitatea socială coordonată de Părintele Ichim Radu Gabriel a contribuit la îmbunătățirea vieții persoanelor surdomute, făcându-le viața mai ușoară, mai plină de speranță, fiind printre puținii care s-au implicat activ în integrarea lor în societate. Atitudinea Părintelui Gabriel este molițitoare și dătătoare de speranță, arătând tuturor că schimbarea stă în puterile fiecăruia dintre noi. Astfel de personalități ne învață să luăm viața ca pe un șir de provocări, determinând să facem totul pentru a ieși învingători, demonstrând tuturor că județul Bacău este o zonă bogată în oameni cu idei și capacitatea de a face sacrificii personale pentru binele comunității. Față de cele prezentate în semn de recunoaștere și de prețuire pentru activitatea socială, educațională și umanitară avută la nivel județean și național, cât și pentru promovarea imaginii județului nostru în țară și străinătate, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea primului licență domnului Ichim Radu Gabriel, preot paroh al Bisericii Sfântul Andrei Criteanu, președintele Asociației Naționale a Copiilor Surzi din România. Dacă sunt observații. Dacă nu supun aprobării, cine este pentru? Domnul Marchiș, vreau să vă mulțumesc. Doamna Marchiș, vă rog, președinte. Da, voiam să adaug la cele spuse dumneavoastră foarte bine prezentate o problemă care mi se pare importantă. Am mormântat pe cheltuială proprie, în perioada 2014-2015, peste 30 de persoane decedate, adulți și copii, rămase la moca Spitalului Județean Bacău, nerevendicate de aparținători, gest care arată respectul față de persoana umană. Și sunt totul de acord cu cele prezentate dumneavoastră, dar mi se pare o problemă foarte importantă și aceasta la care vreau să adaug. O să rog și pe în sus să ia câteva cuvinte, domnul Ichim Radu Gabriel. Bună ziua, dumneavoastră. Și aude, s-aude, adresați-vă la sală. Domnilor vicepreședinți, doamnelor și domnilor consilieri, este o onoare pentru mine să pot fi prezent aici cu dumneavoastră în ședință. Este prima dată când sunt alături de dumneavoastră. Să știți că este și mulțumirea de plină, dar este și responsabilitatea pe mai departe. M-ați prezentat atât de frumos, domnule președinte, dar să știți că eu nu sunt cu nimic mai presus decât toți ceilalți. Cred eu că este doar o diferență de percepție. Esența vieții nu stă să-mi faci ceea ce îți place și să-ți placă ceea ce faci. La mine, Hristos este șablonul și aș lăsa cumva să vorbească faptele mele și nu credința mea. Este ceea ce mă reprezintă pe mine și ceea ce aș vrea să las mai departe, să se vadă în urmă. Și să știți un lucru. Ceea ce ați făcut dumneavoastră astăzi este o lecție de istorie. O istorie pentru mine, o istorie și pentru dumneavoastră, pentru că rămâne acolo scris în catalogul vieții. Catalogul vieții, de fapt, foile scrise sunt ani și zile ce au trecut, ceea ce este nescris, ceea ce vor urma de acum încolo. Și voi încondeia această zi memorabilă din viața mea cu litere de aur și cu o cerneală care niciodată nu se va putea șterge nici de memoria noastră celor prezenți de astăzi, dar nici de pe tapetul veșniciei. Mulțumesc frumos!
n-ar fi aproape nimic de libertate, cred că sper că toată lumea să fie fost atentă și să fie avut un lec sau toată lumea, când spun toată lumea, spun toată lumea, începând de la cine vă imaginați dumneavoastră. Nu este nicio aluzie, nu este nimic, ci pur și simplu cred că toți avem de ceva de învățat din pilda părintelui Chim. Mulțumim! O zi bună! Mulțumim! Plata cotizației anuale la TOP către ANATOP. Dacă sunt observații la acest proiect, dacă nu supun aprobării, cine este pentru? Împotriva, abțineri, cu unanimitate a fost aprobat. Câteva proiecte, 7, 8, 9, 10. Sunt 4 proiecte care vizează sistemul integrat de management al deșeurilor. Am să rog pe excepția, am să am o completare doar la punctul 10. Să rog pe doamna Nina Chiper să facă un rezumat ce se întâmplă. Sunt reglaje din punct de vedere tehnic pentru închiderea proiectului european, sistemul integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău, care oricum traversează o perioadă grea din existența lui, dar o să vă spun și părerea mea despre acest subiect. Da, mulțumesc. În momentul de față, proiectul sistem integrat de management al deșeurilor în județul Bacău se apropie de final. În iunie, mai exact, se închide acest proiect de finanțare. De aici și necesitatea trecerii tuturor bunurilor rezultate în urma implementării proiectului în domeniul public al județului, așa cum aveți precizat în hotărârea 8 și 9. Deosebirile dintre hotărârea 8 și 9 constau în faptul că printr-un contract de lucrare au fost închise 6 depozite de deșeuri neconforme existente la nivel județean. Aceste depozite au fost înaintate către Consiliul Județean prin hotărâri de consilii locale, după ce au fost închise. Este normal ca ele să fie restituite consiliilor locale, beneficiarii acestor investiții, tocmai pentru a asigura monitorizarea post-închidere pe o perioadă de 30 de ani. În ceea ce privește proiectul de hotărâre 7 și respectiv proiectul de hotărâre 10, pot menționa faptul că în județul Bacău singurul depozit de deșeuri existent este cel de la Nicolae Bălcescu, construit pe fondul ISPA, în funcție este celula 1, cu o capacitate de aproximativ 800 de metri cub de deșeuri, care în momentul de față se apropie de gradul de umplere, fiind absolut necesară deschiderea celulei 2. Celula 2 face obiectul unei proceduri de licitație, realizată în momentul de față de către ADIS, procedură care nu este însă finalizată și tocmai pentru a nu ajunge în situația de a se închide celula 1 și a nu avea unde duce deșeurile din județ, este necesară înființarea acestui serviciu conform legislației în domeniu, respectiv legea 51 și legea 101, serviciu care va gestiona activitatea de depozitare strict pe o perioadă determinată, adică în momentul în care avem operatorul ce va opera instalațiile post-mediu, activitatea acestui serviciu încetează. Din acest motiv este necesară înființarea serviciului, denumit în continuare Serviciu Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor în județul Bacău. Este un serviciu cu 11 posturi, în subordinea Consiliului Județean, care va fi condus de un șef serviciu cu rol de ordonator terțiar de credite. Se va finanța, în mare, cam asta este necesitatea înființării acestui serviciu. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Da. Deci, nici reglaje pentru un proiect care a fost închis, practic, de Consiliul Județean. El traversează o perioadă grea pentru că este campanie electorală și sunt în continuare demersuri, din păcate, în dezbaterea publică, ce nu fac decât să îngreuieze derularea acestui proiect, dar mergem înainte. Subliniez doar că suntem singurul Consiliul Județean din țară care am acoperit cofinanțarea la acest proiect. În rest, consiliile județene s-au îndreptat către consiliile locale beneficiare, indiferent că vorbim de municipiu, oraș sau comună. Consiliul Județean a înțeles de la început să acopere cu sprijinul Consiliului Județean, să acopere zona de cofinanțare din bugetul Consiliului Județean, astfel încât acest proiect să nu aibă probleme în derularea lui. Le are din motivele acestei campanii electorale. O să mai discutăm după data de 5 iunie, când sunt absolut convins că anumite probleme se vor
rezolvat și se vor debloca. Înființarea acestui serviciu public de administrare este imperios necesară în perspectiva faptului în care celula 1 în 4-5-6 luni se va umple de la municipiul Bacău și nu vrem să fim în situația în care licitația pentru desemnarea operatorului pe instalații pentru celula 2 probabil că va mai trena, se va mai prelungi. Nu trebuie să ajungem în situația să nu avem opțiune de a depozita deșeurile din județul Bacău. Asta ar însemna să mergem în alte județe, presupune doi factori de risc. Unul, niciun județ să nu te primească. Sau, dacă te primești, să te primească la niște costuri foarte ridicate. Și atunci, evident, trebuie să creăm alternativa la acel operator de instalații care nu știm când va fi desemnat, pentru că procedura de achiziție este extrem de complicată și contestată și trebuie să ieșim în această situație. Dacă sunt observații la aceste patru proiecte, n-am să le supun în bloc aprobării, ci separat, dar dacă sunt observații. Vă rog, domnul consilier Olteanu. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, momentul este nefericit. Campania electorală îi stimulează pe cei mai mulți dintre diriguitorii comunităților băcăoane să exceleze în populism, populism care ajunge absolutul, zic, la Onești, acolo unde, înainte de a se introduce sistemul integrat de management al gunoiului, prețul gunoiului era 9,32 bani pe persoană, pe lună, iar prin introducerea sistemului s-a ajuns la 9,25 de bani. Deși a scăzut prețul, lumea este nemulțumită. Și aici aș reveni cu o observație și o propunere care am făcut-o într-o ședință anterioară. Trebuie ca populația să fie bine informată. Spuneam atunci că trebuie alocați bani pentru a începe o campanie de informare a populației, pentru a înțelege ce înseamnă acest sistem de management integrat al gunoiului, să observe care au fost eforturile financiare, care sunt beneficiile pentru populație prin implementarea acestui sistem. Mă uitam, investițiile au fost uriașe. Numai pentru închiderea blocului de gunoi la Onești s-au cheltuit 13 milioane de lei. Cine a mers pe Bacău toamna, poate și aduce aminte peisajul acela, când după tăierea porumbului, fiecare ciot de porumb avea în cap câte o pungă de cască. Pentru că era groapa de gunoi, era neprotejată, era neconformă. Acum nu se mai întâmplă acest lucru, dar oamenii trebuie să știe că s-au cheltuit bani și trebuie să știe câți bani s-au cheltuit și cât ar putea eventual să-i coste gesturile acestea ale politicienilor care pun în pericol sistemul. Deci revin cu ideea de a se începe o campanie de informare la nivelul populației. Mulțumesc! Da. Doar vă răspund că a fost o campanie de informare, dar să știți că de obicei aceste campanii de informare nu-și ating țintele, pentru că populația este s-au făcut fel de fel de pliante, s-au făcut materiale de informare, dar dacă nu s-au implicat și consilier local și aleși locali în această campanie, să știți că e greu să expiți, indiferent cât buget aloși pentru asemenea operațiune. Dar până să ajungem la populație, știți, asta mă frapează. Până să ajungem la populație, trebuie să-i convingem pe aleșii locali că trebuie să-și respecte angajamentele luate în urmă cu 4-5 ani, să înțeleagă ei, în primul rând, că s-au atras fonduri europene pentru a se închide niște depozite, s-au atras fonduri europene pentru a se face stații de sortare, de colectare și transport, pentru a se face celula 2. Dacă nu înțeleg primari și consilieri locali sau viceprimari, ce pretenții să avem de la populație? E complicat și sper că după 5 iunie problemele care mai sunt în implementarea acestui proiect să fie rezolvate. Sper ca și cealaltă jumătate a județului să se pună în mișcare. Nici până astăzi pe municipiul Bacău și 22 de comune nu a început licitația pentru că nu a fost înaintată documentația. Am mai auzit spunând de acest lucru în ședința de Consiliul Județean. Nu e nicio problemă, e problema celor sau acelui care nu vrea să
avanseze această documentație, ci crede că este bine ca în continuare municipiul Vaclușe, 22 de comune, să se transporte deșeuri fără a se face o licitație. E problema dânșilor, dar aceste aspecte trebuie surprinse. În paralel vreau să vă spun că operatorul are campanii de informare pe acest subiect, operatorul opresc acea zonă de sud-est a județului, dar nu întotdeauna așa prin țintele propuse. Și săptămâna trecută vă dau un exemplu de informații care n-au ajuns la urechile portoanelor și cred că nici la urechile dumneavoastră. Săptămâna trecută s-a inaugurat o investiție importantă de câteva milioane de euro unei companii italiene în curtea parcului industrial din Iuș. Triulții se cheamă compania. Acolo se creează locuri de muncă, se face producție, deci se face plus valoare. S-au creat peste 200 de locuri de muncă numai prin acea investiție pe care n-ar fi rău să o vizitați. Plătesc oamenii chirie, atrag forță de muncă, generează producție și e o știre care n-a ajuns la urechile băcoanilor. Și puțină lume știe că în parcul industrial Hitler Iuș, într-un mod direct sau în mod indirect, s-au creat aproape 1000 de locuri de muncă. De asta trebuie să înțeleagă și domnul Pricornie că decât să fie preocupat cu închirierea prismelor prin oraș, în preajma campaniei electorale, a fi mai bine interesat să genereze venituri la societatea comercială Centru de Afaceri, nu să solicite majorări de capital social de la Consiliul Local și Consiliul Județean cu o frecvență demnă de cauză mai bună. Da? Și subliniez încă o dată, acolo la HIT se face producție. Nu alte operațiuni. Supun aprobării punctul 7 din ordinea de zi. Cine este pentru? Împotriva, abține, cu unanimitate, toată lumea a aprobat. Punctul 8. Cine este pentru? Împotriva, abține, cu unanimitate, a fost aprobat punctul 8. Punctul 9. Cine este pentru? Împotriva, abține, cu unanimitate, a fost aprobat. Punctul 10. Înființarea Serviciului Public de Administrare. Cine este pentru? Împotriva, abține, unanimitatea a fost adoptată. Punctul 11. Aprobarea obligatorie tehnico-economice în realizarea obiectivului de investiții pe drumurile județene. Reabilitare și modernizare de jos 119, la Ciucani, Comuna Răcăciun, kilometrul 25, kilometrul 27. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, cu unanimitatea a fost aprobat obiectivul. Domnul Vice Anastase, aprobarea atribuirii licenței de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public județean. Da, mulțumesc, domnul președinte. Trebuie să recunosc că mi-ar fi plăcut ca la începutul ședinței să-l ascultăm pe preotul paroh, pentru că dacă ascultam pe aceste vorbe de duh, nu mai era așa mult de nil la ședința asta. Proiectul de hotărâre privind aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru efectuarea serviciilor de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier. Întrebări dacă aveți. Dacă nu, supun spre aprobare. Cine este pentru? Împotriva, abținere, bună unanimitate. Da, ar fi interesat, domnul vice, să ne spuneți cu cei 7 am pierdut prin instanță, nu cu venind sau nevenind. Dacă ne explicați cum, cui a slujit acest demers din 2009 cu toate telecombele de la momentul respectiv. Amintiți-vă, dacă nu vreți, dacă nu știți, căutați pe Google. Căutați pe Google și vedeți ce telecombe erau. Că se face X, se face Y, că nu știu ce. La Consiliul Județean s-au făcut plângeri, s-au făcut de toate. Ca să ajungem după 7 ani să constatăm că un singur om ne-a pus pe toți pe drum. Era vorba cred că era mai important acest. Era vorba doar să ascultăm, cum a spus dumneavoastră, să ascultăm de la acest preot parol. Și am ascultat, de asta am zis că probabil nu era așa mult venit la ședința asta. Așa este. Da, dar având în vedere că e săptămâna. Și săptămâna mare, da, corect. Deci. Spun și păcate și nu e săptămâna mare. Nu e săptămâna mare. Nu e săptămâna mare. Nu e săptămâna mare. E spălă din păcate. Acum acesta la coerență și altruism al domnului vice, care eu obsesitez, a trebuit să facă în alte părți. Aici e un forum unde s-a aprobat cu două, trei, cu unanimitate. N-a generat, acest forum oameni bun, n-a generat niciodată procese în instanță, de dragul de a genera. Întotdeauna și-a apărat
obiectivele. Că am vorbit de deșeuri, că am vorbit, niciodată n-am generat conflicte în instanță ca să avem obiect de șantaj cu un contracandidat la primărie sau, sau de dragul conflictului. Asta trebuie să înțelegeți dumneavoastră, că așa că vine în declarații importante ce face, dacă erați atent, faptele sunt cele care contează. Și aici, poate eu am vorbit, poate vorbit prea mult, poate am vorbit, poate trebuia să vorbesc mai puțin, poate trebuia să vorbesc mai mult, dar faptele celor pe care i-am pomenit aici și care mi-au pus pe drum 7 ani și care au stricat pugul și care nu recunosc că au stricat pugul și care se facă, nu știu, discuțiile legate de modernizarea pediatriei, astea sunt fapte. Să ții de un an autorizația de modernizare la pediatrie și te faci acum că ești o floricică, că pugul de fapt era bun, nu mi se pare în regulă. Și asemenea, demersul trebuie urmate. Văd că totul s-a pus în mișcare de așa, de când a început mass media să scrie. Păi, trebuie să vină mass media să regleze birocrația din primăria Bacău? Nu cred. Nu mai spun că domnul Lucian, care a oferit această replică, eu trag nădejde că nu e replicată, ci a fost redactată de un consilier înțelept de la PNL. Știa de acest subiect de cu o lună înainte. Știa că stagnează această autorizație de un an și nu s-a întâmplat nimic. Până nu a ieșit subiectul mass media și nu v-a speriat apropierea campaniei electorale, n-ați găsit soluții. Pentru că hârtia prin care se deblochează această situație de la pediatrie datează de o săptămână, domnul vicepreședinte. Și e bine, dacă tot faceți apel la... Și e bine că faceți apel la ce a spus părintele, vă felicit pentru acest lucru, trebuie să rețineți că faptele sunt cele care ne caracterizează până la urmă. Da? Tot asta a spus și dânsul. Dacă tot mă trimiteți în asta mai nou. Am crezut că... Da. Iar apelul domnului, domnul vicepreședinte, că tot aveți treabă cu veninul. Apelul domnului primar de a face lobby pentru Bacău, așa că nu vă supărați. Când, nu eu, mai mulți oameni, nu mai spun partide, poftim, trageți dumneavoastră concluzia. Discutau despre autostrada Bacău, Brașov, așa de prin 2013-2014. Discutau acolo unde trebuie ajutat, în Comisia de Transport, acolo unde se face master planul și am atras atenția de atâtea ori. Domnul Bârzu, nu vă supărați. Nu știu pe unde era, chiar nu vorbea de asemenea subiecte și acum a început dânsul să facă apel la mine, la noi, să susținem Bacău-Brașov. Am reliefat foarte clar și foarte plastic situația cu Bacău-Brașov. Chiar nu trebuie apelul domnului Bărzu pentru susținerea acestui proiect. Am înțeles necesitatea acestui proiect de mult timp. Când dumneavoastră nici nu vă imaginați cât de importantă era autostrada Bacău-Brașov. Dar, știți, dânsul, în loc să-și vadă de ce se pricepe mai bine, adică să marcheze strada Ștefan cel Mare, să poate întâmpla orice oricând, să extindă strada la aeroport, să deblocheze lucrările la Milcov, să rezolve problema câinilor, a sărit brusc, doar participând la o ședință, pentru prima dată în calitate de primar interimar, participând la o ședință administrației la AMR-ului, Asociația Municipiilor, brusc a sărit la Bacău-Brașov. Foarte bine, înțeleg. Dar aștept totuși o plângere prealabilă împotriva Ministerului Sănătății pe tăierea de 4. Pe tăierea de 4, domnul consilier, vă rog să transmiteți acest lucru, înseamnă 0,4 pentru Spitalul Municipal la un moment dat. Sau dacă nu vor fi 0,4 la Spitalul Municipal, se vor tăia din alte 4 din județ. De la Moinești, de la Pumănești, de la Spitalul Județean de Urgență, de la Buhuș. Și văd că de aceste subiecte, văd că nu le pătrundeți în adevărata lor gravitate. Un minister al Sănătății, fără să consulte pe nimeni, a tăiat 104. 104 care, în momentul în care Spitalul Municipal va fi pus în funcțiune, nu știm asta, nici eu, nici dumneavoastră când, dar va fi pus în funcțiune, va trebui finanțat. Tot din totalul de 4 de la nivelul județului. Și atunci, ori va avea 0,4, ori se va tăia de la alte unități. Și o să vă aduc aminte și atunci. Până domnul Bârzu să facă Bacău așa, să semneze o plângere prealabilă împotriva Ministerului Sănătății. Că nu e nicio problemă să ne luptăm cu Ministerul Sănătății, că nici măcar ne treabă de sănătate. Ca să duc foarte plastic. Sau vreți să vă amintesc cu remeneul de la Spitalul Municipal, achiziționat în urmă cu 8 ani, care stă și acum, zace acolo și cetățenii din municipiul Bacău merg în privat ca să-și facă consult la remene. Pildele astea de viață, țineți-le pentru dumneavoastră. Și amintiți-vă exemplele din catalogul fiecăruia, că toți avem greșeli, și noi, și dumneavoastră, dar haideți să le... Să nu ne mai generăm, că până la urmă asta era apelul. Nu știu dacă... Cred că dumneavoastră n-ați fost atent.
De asta am și zis, nu mai să nu le mai generăm, păi da, nu le-am generat, tocmai asta vă spuneam. Biblioteca nici acum nu era finalizată, dacă ne luam după demersul înțelept pornit de primărie în 2006. Da. Punctul 13. Invalidarea, constatarea vacantării mandatului de consilier acum județean la județeanul domnul Bostan. N-am nimic cu domnul Bostan, nu-i cunosc timbrul vocii. Păcat că a avut inițiative pe care am constatat acum în urmă unor declarații publice că le-ar fi avut și timp de 3 ani n-a avut timp să le expună consiliul județean. Era bine să le expună, fie pe final de an, fie pe început de an când se construiește bugetul. Era bine să le fi propus. N-a avut, n-a intervenit niciodată în plenul Consiliului Județean, în schimb, a ținut să ne comunice prin un comunicat de presă interesant faptul că a avut inițiativă și nu a lăsat nimeni. Nu a lăsat, nu știu cine nu a lăsat, nu am înțeles cine a lăsat. Asta este. Tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Emoțiile doamnei Meleagre sunt absolut de înțeles. Punctul de diverse, dacă mai sunt intervenții la diverse. Dacă nu, domnul consilier Oteanu, bineînțeles. Da. Din Cipru și totuși drumul național pe M11 trebuie modernizat, vă mai imponesc de câțiva pași pe care i-am făcut. La invitația unui coleg din Consiliul Județean, coleg liberal din Consiliul Județean cu Masna, am fost în plenul de ședință al Consiliului cu Masna, Consiliul Județean cu Masna, și am susținut petiția de modernizare a drumului de M11. Vreau să arăt faptul că a fost o deschidere deosebită din partea consilierilor județeni Covăsneni. Domnul președinte, îmi cer scuze, Tamaș Șandor. Așa, mai multe numele Tamaș Șandor, chiar a propus ca executivele celor trei județe prin care trece drumul național de N11, Bacău, Covasna și Brașov, să susțină împreună o petiție către Ministerul Transportului și CNADR, și în același timp s-a angajat să strângă semnături pe toate localitățile prin care trece drumul național de N11. Mă bucură acest sprijin și sunt convins că cu perseverență, cu implicare, vom reuși până la urmă ca acest lucru să fie modernizat. Vreau să vă mai aduc la cunoștință o informație pe care am căpătat-o astăzi și care răstoarnă o imagine creată despre regiunea noastră, regiunea Moldovei. Aflam astăzi că în perioada 2012-2015 sumele colectate de fisc din cele 6 județe ale regiunii Nord-Est se ridică la 30,2 miliarde lei, adică 6,6 miliarde euro. În acest timp, transferurile de la buget s-au ridicat la 22,7 miliarde lei. Deși la nivel național există percepția că județele regiuni de Nord se prezintă mereu cu mâna întinsă la guvern, pentru că nu corectează cel de la cetățeni, în timp ce județele din vest se autosusțin, datele oferite de Direcția Regională de Finanțe Publice contrazic această ipoteză. În perioada 2012-2015, cele 6 administrații județene ale finanțelor publice din Moldova, Iași, Vaslui, Neamț, Botoșani, Suceava și Bacău, au avut venituri proprii de 30,2 miliarde. Dacă acești bani ar fi fost folosiți pentru infrastructură, ar fi asigurat construcția nu a unei autostrăzi, ci a două autostrăzi, care se lege regiunea și de vest și de sud. Vom mai fac o mențiune cât a contribuit Bacău și cât a primit ca județ. Da? Deci, Bacăul a avut venituri de 5,6 miliarde lei și au primit prin transfer 4,08 miliarde lei. Deci, un miliard și ceva lei am dat către bugetul de stat și nu i-am primit.
Iată că sunt resurse pentru a asigura investiții substanțiale în infrastructura Moldovei. Și acea imagine de cei care primim mai mult decât dăm, trebuie să o atacăm și trebuie să o spunem. Domnul Stier, nu știu, reușiți, eu îmi propun pe să nu vă răspund, dar ați reușit să ne răspundeți foarte rar, nu știu cum reușiți să răspundă asta, dar ați băgat și banii la pensie și la scolare, e băgat tot. În ce vine în Bacău? Nu puteți face așa, mă faceți avocatul, știți? Învățământ, asistent social. Mă faceți avocatul unui guvern care nu vreau să fiu. Recte, tocmai am dat... Dar dacă ați atacați guvernarea Ponta, mai îmi place. Am spus 2012, 2012. Dar eu nu atac și nici nu apă nicio guvernare. Nu știu, nici nu știu la ce guvernare v-ați referit. Deci, spuneți așa, ați folosit generic. Tocmai am făcut plângere prealabilă împotriva Ministrului Sănătății. Adică nu mă puteți bănui de... nu puteți, se colectează de la nivelul regiunii o sumă și după aia prezentați doar o parte din ceea ce vine în regiune. E incorrect ceea ce faceți dumneavoastră și vă spun asta nu că suntem pe poziții diferite politic, pentru că nu așa se face o analiză. Nu știu ce o fi percepția, cu mâna întinsă, e treaba dumneavoastră ce percepție aveți. Nu e corect analiza dumneavoastră deloc. Dumneavoastră spuneți ce se colectează de pe regiunea Nord-Est și dați o singură parte, o mică parte din ce primește regiunea Nord-Est de la București. Nu așa. Trebuie să băgați tot ce vine de la București către regiune, dacă vreți să fiți corect. Eu v-am dat alt gen de... dar văd că nu faceți trimitere la ea. Cel mai mare grad de absorție pe fonduri europene este regiunea Nord-Est. Și mi se pare un lucru care e meritul administrațiilor locale. Consilier local, primar, președinte, consilieri județene, consilieri județene, cel mai mare grad de absorție pe POR este pe regiunea Nord-Est. Este incorect cum ați pus dumneavoastră și eu nici n-am înțeles că ați făcut revenirea la guvernarea precedentă, cred că ați făcut la actuală. Dar la oricare faceți este incorect, vă spun din capul locului și dacă vă raportați la guvernarea Tăriceanu sau oricare dată. Este incorect. Moldova primește mai mulți bani decât trebuie. Eu am vă promit, mă angajez să fac o analiză în detaliu și la ședința viitoare să procedeze. Faceți ce vreți dumneavoastră. Dacă considerați că e corect demersul nostru și așa se calculează, n-aveți decât. E problema noastră. Nu câștigați puncte, nici eu nu câștig sau pierd. Moldova ar trebui să primească mai mulți bani la bugetul de stat. Asta e altceva, domnul. Asta am și spus. Nu, n-a spus. A spus altceva. A spus că primește mai puțin decât dă. Atenție, că știu, am fost atent. Am spus că trebuie să primească mai mult. Asta este. În primul rând trebuie să primească o autostradă, ca să știți. Ca e de bun simț. Și restul, mai vedeți. Sănătate, la revedere, o zi bună, o săptămână bună. Pentru copii ăștia de la Grecia. Verde în perioadă. Așa, mai deschis. Deschis, verde. Da, verde. Protăcele. Da, deschis, protăcele.
folosiți culoarea verde că e neutră de la ecologiști. Pentru că e o culoare de înviere, de naștere. Nu, este culoare de la Exclusiv TV. Eu... Eu m-am pregătit de vineri. Vineri am început să gestez ideea și astăzi. Și n-am reușit să o pun în opere decât abia după ședință, pentru că m-a încărcat cu adrenalină pe un președinte. Să vedem dacă reușim să scriu aici ceva. Unde? Aici, la top. A top, da? Bine. Am pus și semnătură aici. O pe ce? Adică Olteanu Petre Petre. Am înțeles. Să nu se înțeleagă, e obicei pentru protecția consumatorilor. Așa. Un trifoi care se poate noroc tuturor acestor tineri. Ia să spun noroc aici, ca să fiu, sigur că... Un șervețel, ceva, o hâtie igienică care este aici. O bucățică dacă vă spun. Nu suntem atât de dotați cu tot ce trebuie, dar... Oricum, lăudabilă intenția, frumoasă inițiative. De fapt, știu că eu sunt în Consiliul Director la... la Direcția pentru Protecția Copilului și știu că acolo este un colectiv care... Anul ăsta e și un an mai afară, cred. Și trebuie să fim nevoie mai noroc! Mulțumim! Cu plăcere! Mulțumim.